Băi, știi bani cu Ovrigu, trebuie să-i zic, schimba cu Ovrigu. Îl știi? Nu. Un român ajunge într-o finală de Kioan, într-o piramidă, dar asta cu un rus. Nu știu cum ajunge românul, nu mai contează. Dar rusul, din 10 oameni care a avut până acolo sus, 7 morți au ajuns la spital, dar coma au murit. Încă 3 din 3 terminați complet. Ce zice ăsta, antrenorul la român? Băi, intri cu ăsta în ring, indiferent ce ai face, să nu-ți facă covrigul. Ai grijă la el, dacă a pus mâna pe ceafă, e clar că îți face covrigul. Adică ăsta pe toți i-a luat, i-a făcut covrig și când le-a dat drumul, s-a urcat cu picioarele pe ei și le-a rupt toate sânele. Deci dacă a pus mâna pe ceafă și vrea să facă covrig, nu știu cum faci, te alea, te schivezi ca să scapi. Ăsta zice, bine bă, deci fără covrig. Fără covrig, a zis ăsta. Intră ăsta în ring și la un moment dat, cum era ring așa, îl vede pe rus că îi pune mâna pe ceafă. Când i-a pus mâna pe ceafă lui ăsta lui, ăsta antrenorul a pus mâna la ochi, s-a întors cu spatele, a zis, mi l-a omorât. Și la face covrig, ăsta stă în spate, se aude prost, că aplaudă tot publicul, bravo, se întoarce ăsta, al nostru românul, așa, rusul jos, mort. Zice ăsta, bravo, bă, nu știa de la ce. După meci, ce ai făcut, mă, frățioare? Boss, am vrut să-mi fac covrigul. Știu că am văzut, zice, am început să mă rog. Și ce ai făcut? Boss, deci fii atent, la un moment dat m-a luat și covrig. Și zice, și în momentul ăla m-am trezit cu o pereche de fața mea și am zis, ai belit-o. Și l-am mușcat cât am putut de și a zis, bă, știi câtă energie, cape și putere când te muști singur de